Bună dimineața și bine v-am găsit la Stroie, spatele grădinii. Bine, va trebui să scoatem o artileria grea, pentru că primarul nu vrea să facă un pas în a ajuta familia Stroie cu această bucățică de pământ pe care o vedeți în spatele meu. Deci, domnul primar Perețeanu Gheorghe a arat izlazul satului Ursoaia, acesta, pe o suprafață de circa 5-6 hectare, unde a semănat lucernă amestecată cu iarbă. Deci a semănat-o, a udat-o cu cisternele, cu tractorul, apoi a cosit-o și a balotat-o. Da? Și nu știu ce a făcut el. În sfârșit, e undeva acolo locul. Să vă arăt locul. Este, uitați, începe. Deci arat de acolo, așa, până la drumul partea cealaltă. Bun. Apoi acolo, unde vedeți toată acea mișcare, sunt panouri solare a închiriat pe 50 de ani, da? Vreo 5-6 hectare de pământ unei firme din Balș. Bun. Și mie nu vrea să-mi dea și mie 50 de ari. 50 de ari. O nimica toată. 50 de ari. Deci, acum ce vă rog eu? Eu vă rog mult să știți un lucru, că primarul Perețeanu este susținut de partid și că nimeni nu poate să-l atingă, pentru că este acoperit, susținut de primarul orașului Slatina, Vâlcov. Vâlcov are putere pentru că este primarul Slatinei și are putere, da? Așa. Și acest domn Vâlcov se vede că are ceva personal cu mine, cu familia mea, văzând că influențează primarul nostru, Icoanei, este tot o mare amestecătură. Da? Bun. Dar cum a ajuns Vâlcov primar? Simplu. Pentru că taicul a fost director la liceu agricol Slatina, unde a făcut tamtamuri cu produse agricole și cu animale. Păi, eu am fost elev acolo și știu. Da? Știe. Multă lume. Multă. Dintre care și tehnicianul Sică știe. Da. Nu știu dacă spune. În sfârșit, multă lume știe. Și tanti Ileana, tanti Nea Ion de acolo în fermă, toți știu. Așa a făcut Vâlcov, așa și-a făcut scaunul de primar. Taicăsu a făcut bani la fermă, la strehareți. Miliarde cu cereale, cu animale. Păi, nu zicea, hai că trebuie să tăiem o oaie pentru domnul Vâlcov. Pac, scuteam oaie de acolo, din țarc, zdrang, țac, țac. Hai mai repede, hai mai repede. Da, câteodată, două, trei. Așa și-a făcut miliarde și bani. Cu liceul la care a fost director. Și așa i-a construit scaunul de primar lui Fiso, Vâlcov, la Slatina. Și uite că măgările se țin. Se țin lanț. Și în loc să ajute persoanele nevoiașe, care au nevoie de un sprijin, ei nu fac lucrul ăsta. Din contră, încearcă să astupe. Să denigreze, să dă toate modele. Deci eu vă cer încă o dată să urmăriți acest caz, pentru că este un caz destul de interesant. Primarul de Perețeanu Gheorghe are o grămadă de procese penale, dintre care le-au scos numai cu amendă civilă, da? Pentru că este susținut de procurorul Noajă. Noajă are o ciudă pe mine, pe mama, pentru că le avea cu șprițul, așa, și odată a fost un mare scandal la noi în bar, pentru că mama a avut mai multe baruri și la oraș și aici, așa. Odată a fost un scandal mare în care s-a încins o bătaie ca în filme, ca de obicei, așa, și nu mai aduc aminte dacă el a luat vreo castană de la careva sau nu, dar are...
are o ciudă și având putere mare ca procuror, exercită presiuni asupra tuturora. Deci cam așa vine treaba aici. Persoane politice, persoane influente, care dă șuturi în cur la ăștia așa ca mine. Și sunt sigur că vor încerca să dea în continuare, că asta le este obiceiul, știi, că nu poți să... lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Deci lucrul ăsta trebuie să-l vadă cineva de sus și să-și facă treaba. Și să-mi dea și mie o datorie, o mână de ajutor, să-mi dea și mie ăștia 50 de ani de pământ acolo, așa că este un pământ vitrăgit, urât, numai cu betoane, urât. Îmi trebuie și mie să-l muncesc. Asta e, îl cumpăr, încolo, îl cumpăr, cât o fi, cât o costa, doar nu costa miliarde. Îl cumpăr, îmi dea și în chirie, că le iau și în chirie, cât o să coste. Cam atâta.